Nu uitați ca înainte de a începe acest vlog să rupeți butonașul ăla nebunache de like. Vreau să strângem cât mai multe like-uri pentru că e ceva foarte frumos ce o să facem noi astăzi. Chiar mă aștept la o reacție șmecheră din partea iubitei, așa că merită să dați un like și un comentariu poți. Salutare guys, vreau să încep acest vlog prin a spune Crăciun fericit, să aveți sărbători cât mai frumoase, pentru că acesta este unul dintre ultimele vloguri pe care le voi posta până la finalul anului. Să aveți un an cât mai bun, sunteți minunați, să fiți așa de minunați și în anul care vine și să știți că vă iubim foarte, foarte, foarte mult. Știu că lucrurile de genul ăsta vă plac cel mai mult, așa că sunt singurel. Foarte, foarte rar mi se întâmplă să fiu eu așa de singurel. Iubita este în București cu foarte, foarte multe treabă și în momentul de față eu mă îndreptam către studio și trecând așa, mergând cu mașina, am văzut acolo mare scris Jumbo sau Jumbo. Ați înțeles voi, blocul în care găsești ce vrei și ce nu vrei, și m-a lovit inspirația, zic, aș putea să intru și eu în magazinul ăla pentru niște mici ajutoare care o să mă ajute pe mine să fac un super mega prank iubitei, pentru că a ieșit cu mașina ei de la Naftalina. Iubita nu prea merge cu mașina, că ea e de obicei în dreapta mea, așa că nu prea merge cu mașina, și vreau să intru în Jumbo și să iau extrem de multe lucruri cu care pot împodobi mașina iubitei. Pentru că da, guys, astăzi îi împodobim mașina iubitei. Vreau să iau și luminițe, vreau să iau beteală, vreau să iau chestii care se pot lipi cu ventuze pe mașină. Vreau să iau, dacă găsesc, și chestiile alea de ren, știți? Urechile alea de ren și lasul ăla care sunt mega cringe. Nu știu, mie mi se pare extrem de cringe. Iubitei nu îi plac deloc, așa că E de bine. Voi iau cu mine, intrăm în Jumbo, luăm tot felul de chestii nebunii, tot ce găsim vă arăt și vouă. Și iubita când va ajunge la studio cu mașina o să o parcheze. Eu la un moment dat mă strecor așa bam jos, iau camera, împodobim repejor mașina, după care o să o chem jos. Văd eu cum fac și îi filmăm reacția. Chiar sunt curios să văd ce reacție o să aibă iubita. Am mai făcut toată chestia asta cu sticky notes-urile când i-am luat mașina cu totul și pe câmp i-am pus sticky notes pe mașină, dar astăzi este o ediție de Crăciun. Așa că încheiem anul cu unul dintre vlogurile care vă plac cel mai mult, un fel de prank, pentru că este și ceva mai frumos, este o surpriză mai mult în care îi împodobim mașina iubitei. Vă iau cu mine în Jumbo, hai să mergem să alegem tot felul de redecorațiuni de astea nebune. Gata, guys, tocmai ce am intrat, hai să vedem ce o să-i luăm și cu ce o să-i împodobim mașina. Mamă, sunt foarte, foarte, foarte curios. O să luăm și sticăre, dar mie să nu-i stricăm nici mașina, nu vrem chestia asta, vrem să-i facem o surpriză, nu vrem să-i stricăm mașina. De data asta nu e distruge. Fix la intrare, uitați-vă și voi ce am dat. Numai de sticăre, ai nebunit la cap, o să iau cele mai șmechere sticăre. Nu știu, astea, hai că par ok astea, o să le iau și pe astea. Deja punem un coș. O să iau foarte multe sticăre, nu știu, pe astea cred că le punem pe capotă. Mamă, uitați-vă la ăsta, frate. Cred că o să dăm refund un pic la chestiile alea, la sticărele alea mici, pentru că ăsta merge pe capotă direct. Astea sunt toți sticăre frățioare. Păi e mult mai bine să le punem pe astea, e nebunit la cap. Alea sunt micuțe, alea sunt de chestii mici. Deși noi am luat eu cadou mașina, cred că ar merita o fundă fraților cu mașina, dar nu știu de care culoare să luăm. Avem așa, aurie sau roșie. Am să-i luăm roșie, pentru că bradul l-am făcut pe tot roșu, îi luăm și noi de asta roșie. Deci fii atent, deci momentan asta o să vină pe capotă. Ce-mi fac eu așa planul ăsta? Asta o să vină pe capotă, o să punem sticăre pe unde putem. Pe oglinzi avem chestii astea care sunt drăguțe și de agățat. Și nu știu acum ce să-i mai luăm, ce să-i mai punem, mai nebunii la cap. Păi pare interesante chestiile astea gonflabile, dar nu prea știu unde să le punem, că nu prea... Hai, dar eu zic totuși să le luăm, că poate le lipim cu scotch sau ceva. Le iau și eu din asta și din asta, iartă prea spectaculos ca să nu le luăm. Deci momentan cam asta e coșul. Hai să vedem ce mai găsim, că nu prea găsesc, frate, decorațiuni. Guys, am găsit și penele astea, nu știu ce astea. O să o iau ca pe o beteală, un fel de beteală un pic mai elegantă. Și o să le punem pe mașină. Am luat două. Sunt, arată super bine și cred că o să dea bine rău de tot pe mașină, sincer. N-am găsit încă urechile de ren și nasc. Ba da, mă, uite-le acolo, mă, tata, mă. Deci fix când vorbeam de lup și lupul la ușă, uitați-le aici, frățioare. Gata, pe astea le pun și o să-i dau o provocare să rămână cu ele pe mașină tot anul. Băi, frățioare, nu vine să cred că l-am găsit. Și fix când vorbeam de ele. Mamă, guys, uitați-vă la cadeaua asta, doamne, e frumos să foc rău de tot. Nu știu unde să o pun, deci chiar habar nu am unde să o pun. Dar hai că vedem noi cum o lipim, cum o legăm undeva. Deși am găsit tot felul de kitsuki din astea colorate și șmechere, n-am găsit clasicele globulețe, clasica
clasica beteală, nu am găsit nimic din chestiile astea. Uite că am găsit aici ceva. O să iau niște betele din asta verde. O să vreau să iau de toate culorile. Nu o să vreau să iau albă pentru că mașina e albă. O să iau și din asta aurie. Hai că umplem coșul până la final. O să vreau să iau și roșie, n-avem cum să nu luăm roșie. Foarte, foarte frumoasă. Uitați-vă și voi cât de șmecre e. Deși beteala asta e albă, are și un pic de roz așa prin ea. Dar e prea frumoasă să nu o luăm, n-are cum, n-avem cum să nu o luăm. În sfârșit am găsit și instalația asta nebună rău de tot. Cred că o să iau pasta cu 180 de beculețe, că sunt destule pentru o mașină, nu împodobim un brad, până la urmă împodobim o mașină. Bine, cred că trebuie să-mi iau mai multe. Cred că o să iau și chestiile astea, pentru că sunt niște beculețe care merg pe baterii. Deci astea nu trebuie să le bagi în priză, dar beculețele astea clasice trebuie să le bagi în priză. Abia aștept să vedeți tot ce am pus în coșul ăsta pe mașina iubite. Deci cred că o să arate super, super, super tare. Hai să luăm și câteva globulețe. Asta o să trebuiască să le lipim pe mașină, pentru că n-am de ce să le agăți, că nu e un brad. Gata, guys, am ajuns și la casă cu coșul ăsta plin de chestii. Hai să vedem și cât costă. Sperăm că nu ne dă pagubă la portofel. Gata cu cumpărăturile, guys, hai să ne grăbim să mergem acasă, pentru că trebuie să ajungem înainte iubitei ca să putem să-i pregătim prank-ul ăsta surpriză. Da. Tocmai ce am ajuns acasă, am terminat cumpărăturile, am luat absolut tot și... Da, acum vine partea grea. Tocmai ce am vorbit cu iubita și este în drum spre casă. Deci oficial putem să ne facem griji. Știu sigur că în momentul în care iubita va ajunge acasă, se va duce sus repede repejor, pentru că are de editat un vlog care va dura, pentru că e un vlog special pentru voi. Așa că ținând cont că mașina mea personală este jegoasă rău de tot, pentru că na, vremea de afară nu prea favorizează mașinile. Posesorii de mașini știu că mașinile le speliază sub murdare mâine. O să-i spun că o să mă duc să îmi curăț mașina atât pe exterior cât și pe interior, așa că nu o să bănuiască nimic, pentru că știe că de perfecționist sunt eu cu mașina, așa că o să o curăț dacă e. Sunt foarte, foarte curios de rezultat. Atât de reacția iubitei, cât și de cum va arăta mașina. Și după ce voi împodobi mașina și o să o fac să arate ca cel mai șmecher brate Crăciun, ca Sania lui Moș Crăciun o să fac să arate, să urcăm la iubita sus și o să-i spunem că avem o mare, mare surpriză pentru ea. După care o să-i punem o chestie la ochi, nu știu, să vedem, trebuie să găsesc un fular, o bandană, o eșarfă, ceva, o să-i punem la ochi, o să o aducem jos, o să punem cu fața spre mașinuța ei frumoasă la care ține ea extrem de mult. Și în momentul în care o să simt eu, o să-i dăm bandana jos și o să lăsăm să vadă mașinuța și Doamne, sper să iasă bine, pentru că nu mai pot, am mare, mare, mare emoții. Dați un like pentru chestia asta. Dacă vreți ca anul 2022 să fie plin de prank-uri și de clipuri de genul ăsta, vreau să rupeți acolo butonașul de la... Ok, guys, haideți că iubita tocmai ce a ajuns acasă. A parcat mașina, am vorbit cu ea, nu prea am putut să filmez mare, mare lucru, pentru că vă dați seama că se prinde. Acum ea este în studio, s-a pus la laptop, a zis că trebuie neapărat să editeze vlogul în seara asta, așa că cred că vreo 3 ore de acum încolo avem destul timp, nu o să bănuiască nimic, mâncată e, băută e, are de toate sus, deci n-are de ce să coboare, așa că haideți să ne apucăm de împodobit mașina! Am reușit să poziționez și cumva camera în așa fel încât să avem mașina aici, deci am sacul de la Jumbo, ai de-a frățiorilor, haideți să ne apucăm să împodobim mașina, o să încep prin a pune nebunia asta. Nebunia asta pe care o are toată lumea pe mașini și nu înțeleg de ce. Deci toată lumea are porcările astea pe mașini și nu înțeleg de ce. Că mie nu-mi plac mai deloc, dacă stați să mă întrebați pe mine. Nici iubitei nu-i plac, așa că cu asta o să începem. După 10 ani de zile, care reușit să-i punem și asta. Doamne, cum arată, voi, dar la Jaguar merge la țang nasul ăsta, ai nebunit la cap, că îi acoperă fix sigla aici, nebun, hai să-i punem și urechișele și revenim. Oficial, mașina are setul pus cu acest năsuc frumos. Aute-le, mă, mâncalear tata, mă, ce frumoase sunt ele, mă. Ia uite, are și cornița, are de toate, auto, hap, direct, frumos, gata, hai că primul pas e gata, deja terminat, mai avem câteva decorațiuni, nu multe. Hai că nu ne lungim, nu, cred că o să se facă seara, să mor eu până podobim noi mașina.
Guys, mă grăbesc cât pot de repede. Am pus luminițele astea în funcțiune, primele luminițe care sunt mai puține, după care trebuie să le punem pe astea mari care sunt foarte, foarte mari și trebuie conectate la priză, iar mașina este acolo. Iar priză nu am și o să trebuiască să folosesc un prelungitor, dar cred că o să se vadă super, super tare cu luminițele astea și cu astea. Astea sunt ultimele piese pentru împodobire, după care mergem la iubita și o surprinde. Gata, guys, deci practic mașina este împodobită în momentul de față cu tot ce am luat. Arată totul extraordinar de bine, dar nu este finalul pentru că încă nu am băgat instalația în priză, dar cam așa arată mașina, set de ren. Easy peasy lemon squeezy cu urechiușe, cu tot ce trebuie. Avem aici un produs de Crăciun care pică din 5-5 minute pentru că e gonflabil. Avem aici o acadeluță foarte, foarte frumoasă. Avem ăsta cu Merry Christmas, frumos, nu contează, nebunie. Avem și beculețele astea super, super drăguțe care dau așa o tentă de culoare, de nebunie, de tot ce vreți. Ok, guys, deci am terminat cu mașina. Acum o să trebuiască să mergem sus la iubita, cu cameră, cu tot, cu nebunii, cu alalala. Mergem sus. O legăm la ochi și spunem că am pregătit o mare, mare surpriză pentru ea, după care o chemăm aici jos și o să vadă nebunia asta de mașină. Momentan nu vă arăt nici vouă cum arată cu luminițele, nici măcar eu nu am văzut-o, o să fiu și eu surprins pentru că luminițele sunt totul. Așa că hai să nu mergem cu vorba, sper că nu m-a văzut sau ceva, dar n-are cum să mă vadă pentru că nu a durat așa de mult împodobirea pe cum așteptam. Hai să mergem sus și să o surprindem pe iubita. Am nasul înghețat, mâinile înghețate, picioarele înghețate, absolut. Am găsit și cu ce să legăm pe iubita. Oricum, studio face liniște. Iubita e pe tipul de-astea. Am emoția, să vedem ce o să iasă. Ce faci, iubire? Pui, ce faci? Editez-o. Bine, am o surpriză pentru tine. Legă-te cu asta la ochi. De ce filmezi? Legă-te cu asta la ochi. Legă-te. Mă sperie ce se întâmplă. Legă-te la ochi. What the fuck? Te rog, legă-te la ochi. Hai, și acum mai pe mine, de mult s-a mai înghețată. Care a stat să curețe. Care a stat să curețe la mașină? Mi-ai curățat și mie mașina? Da, vino cu aceea. Ușor. Spune-mi cam unde am trepte. Treaptă încă una. E casa ta, puile, vezi că ai treaptă jos. Ușor, treaptă. Dar de ce filmezi și ce se întâmplă? Treaptă. Hai, închide ușa. Hai, iubirea mea, hai. Hai, așa. Stai, leagă-te bine, te rog. Vino. Te duc undeva. Surpriză. Unde? În curte. Hai, vino. Așa, stai, vino aici. Aici, fix aici unde te pun eu. Stai așa. Întoarce-te. Nu, invers, întoarce-te, așa, da, e bine. Stai aici, nemișcată. Super, super tare. Așa, stai acolo, deci nu te mișca, da? Tu nu te miști, da? Stai acolo, iubire. Hani, ce faceți? Așa, stai acolo, puile. Cine e? Nimeni, stai acolo. What? Stai acolo, te rog, nu te mișca. Ce e, Hani, puiule, să joacă cu tine. Iubite-le, mami. Stai, întoarce-te. Nu te uita, te rog, stai acolo. Ăsta e Hani? Nu, aia e Daisy. Ăsta e Hani, da, ăla e Hani. Stai acolo, puiule, să nu te uiți. Ești pregătită, iubirea mea, de surpriză? Faci vlog? Ce? Faci vlog, nu? Doar așa, o filmare ca să o păstrăm noi amintire. Ești pregătită, puiule? Cum adică să păstrăm noi amintire? Păi e un moment deosebit. Hai! Ce? Dă-ți jos bandana! Dă-o jos! Întoarce-te! Mamă, zic că-i Sania la Moș Crăciun să mă arăge Axana! Era să-l scam și pe Hani. Să mă arăți Oxana, uite-te, puile, cum arată mașinuța ta. Nu, coarne și nas. Era sigur. Uite-te la nusutul ăsta pe Jaguar, acoperă fix sigla. Deși nu-mi plac absolut deloc cornițele și cunosc cu parcă pe Jaguar de vine. Băi, pe Jaguar de vine, să știi, nu e nartă urât. Nu știu dacă să mă bucur sau să mă enervez. Iubirea, surpriza de Crăciun. Nu știu dacă să mă bucur. Ai, iubirea mea, asta o păstrez până după Revelion, ești nebuna că mergi numai așa cu mașina. Sincer. E superbă, îmi place! Ce? Mulțumesc! Ce? Îți place? Adică, tu ce ai vrut să faci? Eu am vrut să-ți fac un prank. Nu, o surpriză, îți mulțumesc! O surpriză genială, mulțumesc, iubirea! Ia că-ți la ce
Iubire, nu pleca cu ea, că e în priză. Băi, cât de frumoasă e, de ce n-ai făcut-o și prin interior? Puiu, de eu am vrut să-ți fac un prank. Băi, cât de frumos! Da, oficial, este cel mai nereușit prank ever. Ba, e un prank care... Este cea mai frumoasă surpriză prank. E un prank care n-a fost prank, fraților. Uitați-vă și voi, am stat ore în șir. Am stat secole întregi să fac această mașină așa. Cornițele alea când m-am chinuit să le pun. Ce iubit ar mai împodobi așa frumos mașina pentru iubita lui? Adică ție chiar îți place? Da, spuneți voi în comentarii. Uite cât de frumoasă e mașina mea. Gata pentru sărbători, ce ai făcut? Doamne ferește, mă. Superbă. Dacă n-am putut să-i fac un prank, măcar am putut să-i fac o surpriză și mă bucur. 50%. Adică nu te bucuri că mi-ai făcut surpriză? Eu asta am crezut că vrei să faci. Mă bucur 50%, da. Eu asta am crezut că vrei să-mi faci. Este cea mai tare surpriză de sărbători. Jur, îmi place, maxim. Oficial, ăsta este ultimul prank din anul 2021. Mă întreb oare ce prank-uri să ne mai facem în anul 2022? Fiți pe fază, asta depinde doar de voi, da. Asta depinde doar de voi și de câte like-uri va strânge acest episod. Așa că, cu cât facem mai multe like-uri acest episod, cu atât prank-ul din anul 2022 va veni mai repede. Mă întreb cine va face primul, tu sau eu? Eu cred că o să fie tot surpriză. Până data viitoare, noi v-am pupat, aveți un an extrem de bun și extrem de frumos ca și voi. Vă iubim mult, mult de tot, sunteți cea mai tare comunitate și vă mulțumim mult de tot pentru tot suportul pe care... Și să aveți un 2021 genial. Sunteți cei mai tari, vă iubim mult, mult de tot, pa!